Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Recolorează viața, așa se numește campania de conștientizare inițiată de Amgen România. Este vorba despre o campanie prin care se subliniază importanța consultului medical general o dată pe an, atenție mare, iar dacă ai împlinit 45 de ani, este foarte indicat să iei în considerare o colonoscopie. Sigur, o investigație deloc pe placul nostru, însă o investigație care ne poate salva viața, dacă este făcută la timpul potrivit, pentru că poate depista o afecțiune oncologică cu date îngrijorătoare, cancerul colorectal. Însă, pentru a afla mai multe informații despre acest subiect, stăm de vorbă cu un specialist în domeniul medical, doamna dr. Adina Emilia Croitoru, medic primar oncolog, șef departament oncologie medicală din Institutul Fundeni. Bună ziua, doamna doctor, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Doamna doctor, ce este cancerul colorectal? Cancerul colorectal este un tip de cancer care începe în intestinul gros sau la nivelul rectului. De obicei afectează populația în vârstă și poate începe sub forma unor polipi, inițial benigni, care se pot maligniza. Acesta înseamnă cancerogeneză. Cancerogeneză e un proces prin care o celulă normală se transformă într-o celulă atipică, într-o celulă malignă, care începe să se comporte ca o celulă malignă. Cât de importante sunt prevenția și screeningul în această boală? Ce ar putea face cineva pentru a scădea riscul de apariție a acestei boli? O altă întrebare. Da, aceste două lucruri pe care le-ați spus acum sunt foarte importante, întrucât cancerul colorectal este o boală care se poate evita, care poate fi prevenită, tocmai prin aceste două metode, prin prevenție și prin screening. Prin prevenție înseamnă îndepărtarea factorilor de risc, iar prin screening înseamnă diagnosticarea cancerului în stadiu inițial, în care boala poate fi descoperită și tratată curativ. Cancerul colorectal și, în general, toate cancerele sunt apanajul vârstei înaintate, dar și stilului de viață. Și un număr mic de cancere sunt cancere ereditare. Factorii de risc, cei mai importanți, pe care îi cunoaștem cu toții, că sunt datorați stilului de viață. Alimentație, fumat, obezitate, lipsa activității fizice. Cei mai importanți factori de risc alimentari pe care îi știm și care ar trebui îndepărtați sau reduși la minim, hai să nu zic îndepărtați, carnea roșie, carnea procesată, alcool. Cred că aș putea spune, să sintetizez 6 căi de a reduce riscul de cancer colorectal. Alimentație echilibrată, cu multe vegetale, fructe și grâne integrale cu bogate în fibre, exerciții fizice regulate. Acea reclamă de la televizor cu 30 de minute zilnic de activitate fizică ar trebui urmată de fiecare dintre noi. Și aceasta ar duce la reducerea sedentarismului și ar scădea în felul acesta riscul de cancer colorectal. Controlul greutății corporale, care este corelată cu primele două, cu evitarea supraponderabilității și, în special, a obezității, care cresc riscul de cancer colorectal. Părăsirea fumatului la cei care fumează ar fi de mare ajutor pentru scăderea riscului de cancer colorectal. În ceea ce privește alcoolul, de asemenea, și acesta se corelează cu un risc mare de cancer colorectal. Americanii spun că ar fi bine să se bea cu moderație. Bărbații 2 băuturi pe zi, femeile 1 băutură pe zi. Au încercat să definească ce înseamnă moderație. Cel mai important lucru este participarea la screening. La screeningul pentru cancer colorectal, înainte ca semnele și simptomele să devină manifeste. În Europa nu există un consens în ceea ce privește grupele de vârstă țintă pentru începerea screening-ului pentru cancerul colorectal. Începând cu 50 de ani, terminând la 65 de ani sau 70-75 de ani. Screening-ul se face și în România, a început să se facă și în România, destul de bine organizat, dar deocamdată doar în anumite teritorii, prin determinarea hemoragiilor oculte, FIT,
urmat de colonoscopie. Dacă filtrul este pozitiv, bineînțeles, se face cu colonoscopie. V-am ascultat cu atenție, am reținut faptul că în cancerul colorectal există noțiunea de curabil, în primul rând, și aici aș mai vrea să insistăm puțin care sunt semnele care ar trebui să ne pună pe gânduri și să ne trimită la medic. De care pot să atenționeze un individ că ar putea să aibă un cancer colorectal, să nu zicem încă pacient, sunt în primul rând tulburările de tranzit, tulburări de tranzit însemnând transformarea unui tranzit normal în constipație sau un tranzit încetinit în tranzit normal sau alternanță de tranzit rapid cu tranzit încetinit, hemoragii rectale, acele numite rectoragii, de asemenea, dureri abdominale, de asemenea, astenie. Astenie fizică pentru care cei mai mulți se duc la doctor, fac o hemoleucogramă și descoperă o anemie. Ori o anemie cu cauza unei anemii, sigur, poate fi multiplă. Și de cele mai multe ori continuăm căutarea cauzei printr-o colonoscopie și descoperim un cancer de colon drept. Cine și cum face diagnosticul cancerului colorectal? Diagnosticul cancerului colorectal se face în mare parte în secțiile și în centrele de gastroenterologie, dar și în secțiile de medicină internă, dar și în alte secții în care pacientul a ajuns cu simptomele de care povesteam anterior. Și cum se face tratamentul în cazul pacienților? Dacă pacientul a fost diagnosticat prin acea colonoscopie de care spuneați anterior și care se face de cele mai multe ori de către un medic gastroenterolog, colonoscopie care trebuie neapărat urmată de un examen, o biopsie cu un examen histopatologic. Și examenul histopatologic trebuie citit, trebuie interpretat de medicul anatomopatolog. Deci el este cel care va pune diagnosticul de certitudine, medicul anatomopatolog. Diagnosticul de cancer este un diagnostic histopatologic, deci nu este un diagnostic nici imagistic, nici colonoscopic, este un diagnostic histopatologic. Deci diagnosticul este făcut la microscop. În ceea ce privește tratamentele cancerului colorectal, să știți că tratamentele sunt multiple. Sunt tratamente locale și tratamente sistemice. Tratamentele locale se adresează stadiilor localizate. Stadii localizate care beneficiază de intervenție chirurgicală asociat sau radioterapie. Cancerul rectal este puțin mai diferit și necesită tratament și radiologic, în afară de intervenția chirurgicală, iar cancerul de colon doar tratament chirurgical dacă este localizat. În funcție de stadiul histopatologic, se asociază sau nu tratament sistemic, însemnând chimioterapie sistemică pentru tratarea micrometastazelor din timpul actului operator. În funcție de stadiul respectiv, se face sau nu se face chimioterapia adjuvantă timp de 6 luni. Tratamentul sistemic se adresează în general stadiilor avansate, stadiilor metastatice. În momentul de față, în stadiile metastatice, tratamentul este continuu. Tratament continuu care se face în linii succesive de tratament în funcție de o analiză moleculară a tumorii, dar și a pacientului respectiv. Vorbim tot mai mult de un tratament personalizat, personalizat în funcție de boală și în funcție de pacientul și în funcție de pacientul respectiv. În funcție de boală, se fac o serie de analize pentru tumora de colon. Sigur că poate sunt destul de dificil de spus ascultătorilor noștri acum ce oncogene se determină, RAS, BRAF, sunt oncogene care se determină în momentul în care s-a pus diagnosticul de cancer colorectal metastatic pentru a putea asocia chimioterapiei și tratamentul molecular. Și în funcție de aceste analize, alegi tratamentul care, la care ar putea să răspundă. Există un grup mic de pacienți, sub 5%, cu o anumită metodă de apariție a cancerului, prin așa numită instabilitate microsatelitare, care
ar putea beneficia de imunoterapie. Toată lumea este foarte încântată de această imunoterapie. În cancerele digestive, imunoterapia nu și-a dovedit eficiența atât de mare și de mult cât și-a dovedit într-un melanom sau într-un cancer renal sau într-un cancer bronhopulmonar. Doar acești pacienți cu instabilitate microsatelitară, care numără mai puțin de 5% din totalul pacienților cu cancer colorectal metastatic, ar putea să beneficieze de imunoterapie. În momentul de față, în România nu este rambursată imunoterapia. Anul viitor se pare că vor obține rambursarea pentru acești pacienți pentru imunoterapie. Doamna doctor, aș vrea să vă mai întreb cum a afectat pandemia accesul pacienților la diagnosticare și tratament și de ce este important ca pacienții să-și continue tratamentul? A afectat. Pandemia, într-adevăr, a afectat, în primul rând, diagnosticul. Pacienții s-au temut să ajungă în spitale, dat fiind infecția pe care o știm cu toții și știm ce s-a întâmplat în fiecare spital și de teama infecției cu COVID au stat acasă și au întârziat punerea diagnosticului, ceea ce a însemnat venirea lor într-un stadiu avansat, lucru care se întâmplă și mi se întâmplă în momentul de față. Și al doilea lucru care iarăși a influențat în mod negativ evoluția acestor pacienți este întârzierea intervenției chirurgicale, dat fiind faptul că anesteziștii au trebuit să asigure tratamentul pacienților cu COVID și atunci nu au mai avut cine să dea anestezie chirurgilor pentru intervențiile chirurgicale. În ceea ce privește tratamentul pacienților diagnosticați deja cu cancer de colon, în toate secțiile de oncologie, în toate centrele de oncologie din România, să știți că activitatea s-a desfășurat exact ca înainte, în plus, sigur, cu problemele pe care le-a pus pandemia, în sensul că testarea a fost necesară ca să reușim să ținem free de COVID toată zona respectivă și să reușim să administrăm chimioterapia, dar tratamentul s-a făcut la timp la marea majoritate a pacienților. Sigur că s-a întrerupt atunci când pacientul a făcut COVID, am trebuit să își revină după COVID și ulterior să reînceapă tratamentul respectiv. Pentru că ne urmăresc în aceste momente foarte mulți ascultători și sunt și pe frecvențele Europa FM. La final, doamna doctor, un mesaj pentru cei care ne ascultă sau se uită în aceste momente la noi. Ce i-ați sfătui? Deci, pentru ascultătorii noștri, dacă au simptomele de care vorbeam și dacă au cea mai mică suspiciune că ar putea să existe un cancer de acest gen, să se prezinte la medicul de familie, care, sigur, îl trimite la un gastroenterolog sau la un internist. Pentru pacienții noștri, pacienții să-și continue tratamentul la oncolog, care tratamentul care le face foarte bine și care știu ceea ce este cu boala lor și că în momentul de față nu există tratamente minune. Deci nu există tratamente minune care ar putea să vindece complet un stadiu avansat. Nici în țară și nici în străinătate. Am stat de vorbă cu doamna doctor Adina Emilia Croitoru, medic primar-oncolog, șef departament oncologie medicală din Institutul Fundeni. Doamna doctor, vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră și mulțumim pentru toate sfaturile și informațiile pe care ne-ați oferit. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!